seara, dragi telespectatori, sunt Aurel Stoienescu, sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Viața Corjului la ENSA TV în această seară. Invitatul meu permanent, Cornel Șomăcu și colegul nostru și la Vertical și la ENSA TV, este cel analistul de serviciu. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am decis împreună să alegem o temă cu semnul întrebării. Unde sunt muncitorii Gorjului? Dragi telespectatori, știți cumva că noi nu îi găsim? Poate întrebarea putea fi pusă și altfel. Unde sunt jomerii Gorjului, că avem destui, și care, iată, în momentul când apar locuri de muncă, sunt de negăsit. Iar dacă o iei prin orice sat din Gorj, să nu vorbim de zona urbană, prin orice sat din Gorj o să găsești foarte mulți tineri, sau în orice caz persoane până în 40 de ani, care nu au un loc de muncă. Chipurile sunt agricultori, fermieri, dar trăiesc din pensia părinților, bunicilor sau ce mai au. Pentru că dacă ne uităm câte terenuri sunt cultivate la ora actuală în Gorj, da. Păi, și la țară se plâng că nu au banii ca să muncească pământul. Deci există și chestia asta. Da, dar strămoșii noștri nu aveau bani ca să muncească pământul. Munceau pământul ca să aibă bani. Pentru zahăr, pentru ulei, pentru așa, și restul le făceau în grădină. Deci, da, deci pământul se poate munci și cu sapa și cu săpătoarea și toate celelalte care se făceau și acum, și nu știu plugul, câte sute de ani. Am văzut. Da, cu plugul și cu animalele. Asta se folosește și acum mai puțin. Toată lumea acum vrea, vrea să fie muncit cu tractorul, cu semănătoarea, cu toate celelalte. Și dacă n-au, mai bine nu mai fac. Da, păi mai bine să stăm în cârciumă și e mai simplu. Dar uite că există totuși, în foarte multe locuri, există și bani de cârciumă în continuare. Da, interesant. Avem și un SMS afișat, 0766314582, dacă doriți să ne prezentați opinii sau întrebări. Discutam, de exemplu, am plecat de la exemplu ăsta, că la stadionul Pandurii, firma care a câștigat licitația și s-a luptat cu toate avizele necesare sau firmele, da, nu reușesc să găsească personal calificat pentru ceea ce au nevoie ca să înceapă treaba. Ce personal au ei nevoie? Au început deja, se lucrează cu o parte din personal, au nevoie de două categorii, deci muncitori calificați, și un exemplu este meseria de macaragiu, și ar fi vreo 6 posturi, și muncitori necalificați sau mai puțin calificați, gen zidar și ce mai folosesc ei aici, ce va fi la nevoie la construcții. Vreau să vă spun că constructorul s-a confruntat deja cu o mare problemă, și asta încă de prin iarnă sau în orice caz de pe la începutul iernii, noiembrie-decembrie, pe acolo au fost primele probleme și problemele continuă. Deja s-a făcut apel la JOFM să se găsească oameni calificați pentru aceste posturi și, din câte știu la acest moment, totuși nu se găsește. Cel puțin la macaragii este și o meserie mai dificilă. Uite, le dau eu un macaragiu, Florin Briceagu, unchiul meu, dar din păcate era și deja la pensie, pentru că pe vremuri existau școli de așa ceva. Arată-mi și mie o școală profesională în Gorj de macaragii. Da, sau un liceu în care să înveți așa ceva. Cred că nici înainte nu se învăța la nivelul liceelor, ci trebuia... Școli de maestri, da, poate. Trebuia niște școli mai specializate, pentru că... Și de acum ce n-avem? O iau și pe partea practică. N-am văzut nicio macara la un liceu până acum. Nu m-au nici de celelalte, dar o macara în curs. Să facă ceva practică. Da. Și am văzut ce pot să facă și macaralele acelea folosite aiurea în Statele Unite, când s-a prăbușit în centru. Și totuși, pe vremuri aveam macaragii. Da, din nefericire nu-i mai avem, sau dacă îi avem, ei nu sunt atrași. Unii au plecat în străinătate, asta e cu siguranță. Unde și se avem... construiește mai mult decât la noi. Da, vreau să vă spun că una din meserile pe care le caută și la stadion și se caută foarte bine în străinătate și se plătesc foarte bine acele meserii, sunt acea meserie de fierar betonist. În România, acum se caută, dar aici la stadion, dar în general fierar betonist nu se prea caută la acest moment în România. Însă, în Germania, de exemplu, oferta de locuri de muncă are ca salariu peste 2000 de euro pe lună. Cu plus, firmele mă oferă și alte condiții, deci e normal ca fierarii betoniști să plece afară. În privința, întorcându-mă puțin la această problemă de calificare, da, noi avem și la Gorj și în toată țara, cred că e problema asta, dar mai ales
Nu vorbim de zona de vest. Deci, în general, în partea de vest a țării, pe granița cu Ungaria în special, tot ce a fost calificat, n-au mai plecat afară, lucrează la diverse firme, de pe diverse specializări, diverse meserii care se caută. În zona de vest, da, a țării. Oltenia, Muntenia și Moldova au o problemă. Decât noi. Poate că s-au adaptat, au și de una lege, sunt și salarii mai mari. Există niște explicații, să nu uităm că e vorba de Banat, e vorba de Transilvania, care cred că sunt puțin mai serioși decât... I-a influențat Imperiul Austro-Ungar pe vremea aia sau... Amesteca cu nemții, sunt mai serioși nu din cauza duce, asta? Nu de m-aș ce? Duce, nu m-aș duce în istorie. Genetică, nu m-aș duce de în ce? Istorie, dar am văzut niște statistici pe țară și să știți că cei mai mulți plecați în străinătate sunt din zonele acestea mai și mai puțin dezvoltate, gen Oltenia, Muntenia, Moldova, și nu din Ardeal, se pleacă și din Ardeal, dar parcă mai puțin. Asta e întrebarea, de ce este Ardealul mai braț ca noi? Și Banat. Nu neapărat că dacă o luăm pe... De ce e mai dezvoltat? De ce sunt salarii mai mari? De ce sunt locuri de muncă? Foarte simplu. Avem în România o infrastructură... Influența vestică? Este și asta, dar explicația este mult mai prozaică. În sensul că n-avem infrastructură. Atunci cei care investesc și vor să lucreze în România rămân pe granița de vest ca să n-aibă problemă cu transportul. Adică să fie aproape de țara toate, lor. Toate întreprinderile, toate societățile. Păi da, există și o graniță de sud, există și o graniță de nord. Păi da, zona de... Deci cu nord e cu Ucraina și știi ce probleme sunt. Moldova. Da, bulgarii nu sunt... Frații noștri mai mici și mai da, sărași ca noi. Ca să nu mai vorbim de sud, că bulgarii nu sunt mai brici decât noi. Deși noi am ales și Bulgaria. Știm de la mașinile acelea cu numere ciudate și până la... Ne înscrie firme ca să scăpăm de anumite impozite, ne înscriem pe Bulgaria că sunt impozitele mai mici. Și întorcându-ne la Gorjul nostru și la stadionul nostru, eu una aș gândi și altfel. Frate, tu ce firmă ești de ai câștigat o licitație și nu ai angajații ăia specializați cu care trebuie să lucrezi? Nu, acum avem o altă problemă și aici o să fiu, tu ești, să spunem, partea de acuzator, eu sunt apărătorul celor firmei din Cluj sau de unde sunt firmele care au câștigat. Sunt două probleme. În general, dacă firma din care venea aici la Târgu Jiu, au mai fost firme care au câștigat lucrări la Târgu Jiu, dacă în caz că nu lua angajați locali, ieșeau între scandal, aoleu! Dar li s-a impus câștigă... la cei de la stadion? Nu, nu. Câștigă firme din țară și muncitorii noștri, firmele noastre mor de foame și nu știu ce și nu știu cum. Să ia sub antreprenor sau ce? Sau să le angajeze oamenii. Nu cred că își permite o firmă. Știm că cei care au câștigat cu stadionul au făcut lucruri frumoase, gen stadionul din Cluj, stadionul, deci Cluj Arena, stadionul din Ploiești. Poate că nu a subînchiria lucrarea, nu știu dacă au voie, conform licitației, dar pentru a face cu o firmă de la Gorj, care știm că lucrează în general, de la învelopările de blocuri și până în asta știm că se lucrează prost în Gorj, și nu mai vorbim de termene, că la noi nu se respectă absolut nimic, iar știm că cei de la stadion au un termen, chiar au spus că încearcă să termine mai devreme, aveau un termen în toamna aceasta, deci nu cred că ar trebui să se încurce cu firme. Dar iată că nu găsesc nici angajații. Problema e că acei muncitori pe care îi caută, sau specialiști, să zicem așa, lucrători, nu se găsesc nici la celelalte firme. Firmele de construcții din Gorj, în marea lor majoritate, lucrează cu personal la negru. Apropo, autoritățile care ar trebui să fie mai atente aici nu fac în continuare nimic. Și mai e o problemă foarte importantă, că la noi nu e nevoie de măcarale, frate, pentru că la noi se fac numai vile. Da, este și asta o problemă. Face o schelă, gata, la revedere, ce-ți trebuie măcara? Noi nu mai facem blocuri, noi nu mai facem construcții, mega construcții. Și atunci pentru ce trebuie macaragiu? Da, firmele nu au nevoie de meseria aceasta de macaragiu, dar în general vorbesc, pe de o parte avem oameni care nu sunt angajați cu acte în regulă, pe cealaltă parte firmele de există sunt cu personalul la limită inferioară, adică chiar firmă mare ține un 10, 20, 30 de muncitori și cam atât, dar ele nu se poate face prea mult
să spunem, să iau o lucrare de anvergură. N-ai cum să licitezi la o lucrare de anvergură. Dovadă, când s-a construit mall-ul, au participat mai multe firme din Gorj ca subantreprenori la firma mare, dar n-a putut să zicem, bă, ăla care venea, dăm lucrarea la o firmă din Gorj sau ceva de genul ăsta, o subînchirie. Nu s-a putut să ia o singură firmă pentru că nu are forța. O să supere cei din construcții pe mine, dar eu pot, cum să, nu o să dau acum că ne trezim cu procese, să zicem așa, că la asta poate că sunt buni. Există firme de construcții din Gorj, chiar cu lucrări foarte mari, care apar, deci au câștigate nu știu câte licitații, sunt aceleași utilaje, aceleași muncitori care apar pe mai multe firme și lucrările le fac cum dă domnul. Asta e Gorjul. Așa a fost. Dovada cea mai bună o avem pe traseul acesta, pe drumul de la Rovinari la Petroșani, unde mai multe firme gorjene au lucrat sau lucrează pentru spaniol sau cine au lucrarea licitată și tot așa. Și lucrările sunt cum sunt. Și atunci nu era normal ca spaniolilor să li se impună, frate, trebuie să vii tu, nu să dai la ai noștri, că oricum ai noștri nu sunt stare? Da, e o discuție. În general, până acum s-a pus și politicienii. Ce contează că există un brand dacă practic lucrează tot cu aia care nu... De acord. N-au putut să câștige ei. Politicienii locali... Pentru că poate au vrut să câștige ei. Politicienii locali au tot făcut și au făcut din asta un standard în ultimii ani. Nu, domne, să lucrăm cu ai noștri de aici, că avem și noi forță de muncă specializată. Apropo, se tot spune în continuare că Gorjul are forță de muncă specializată. Generațiile alea de forță de muncă specializată au ieșit la pensie, sau în orice caz sunt aproape de vârsta de pensionare. Cei mai tineri care au prins ca specializări atunci în anii 90 sunt deja în străinătate, din nefericire. Avem în continuare însă o forță de muncă și să știți că discutam cu domnul Romeo Chiriac, directorul AJFM, și pe lângă cei care sunt în plată, și nu sunt decât vreo 4.000 și ceva de șomeri în plată, și alții avut în evidență undeva la 10-11.000, mai sunt în Gorj, cel puțin se dublează această cifră, dacă nu mai mult, care ar putea să lucreze, unii chiar au calificări, dar care s-au obișnuit să nu facă nimic, trăiesc din ajutoare, din, vă spuneam, pensia părinților, bunicilor și mai știu ce altceva. Sau, apropo de munca agricolă, așa zis agricolă, mai există un tip de muncă la țară, salariată până la urmă, dar neoficial, în sensul că sunt luați la muncă diversi cetățeni. Cu ziua. Cu ziua. Deci vreau să vă spun că condițiile, și sunt anumite localități, în afara faptului că percep o sumă foarte mare pe care nu o găsești niciun serviciu din România aproape, deci decât la companiile mari, pe zi, de la 100 sau peste 100 de lei pe zi, condițiile de masă, de țigări, de cafea, de nu mai vorbesc de alcool și toate celelalte, sunt destul de dificil de îndeplinit de cel care ia această forță de muncă. Și de multe ori se lipsesc cei care ar putea să le dea de lucru celorlalți. Dar ei își permit acest lucru pentru că figurează pe un stat la primărie, ia ajutor social, alocație complementară, mai știu eu ce altceva. Mai fac un braț de copii și așa, da, alocațiile copiilor. Și alocațiile, și dacă din întâmplare mai are de lucru pe la primar pe acasă, pe la vice, vreun consilier local mai influent, cam asta fac cei cu ajutoare sociale la mare parte din primăriile din Gorj, că ori mai fi și oameni mai cu capul pe umeri, mai ales în acest an electoral. Și pentru că aș vrea să ne întoarcem la Macaragiu și la aceste meserii specializate, uite, avem un mesaj care spune: era tata Macaragiu, dar a murit acum 8 ani. Da, la vremurile acelea se găseau. Să nu uităm dar că n-ai... Dar mai e o problemă. Pentru ce să mai faci școală de Macaragiu dacă într-adevăr în Gorj nu se mai construiește mai nimic, iar atunci când există niște lucrări, intră la licitație, vin coloșii din construcții care sunt specializați, pentru că mă îndoiesc că se mai apucă o firmă privată, pentru că la noi numai firmele de stat aveau macarale și aveau macaragii. Ca nu, firmă privată mai rar. Adică macaragii au cam dispărut, credem, în anii 90, da. Să credem că vine, de exemplu, cineva și zice: ia să-mi fac eu o firmă de construit termocentrale. Niciodată.
Pentru că numai noi nu mai construim termocentrale. Pentru ce să fac o firmă de construit? Adică cu macaragiu, cu meseriași, cu inginerii pe domeniu și să zic, formez o echipă care va lucra bine. Uite, hai să facem noi televiziune, să zicem așa, ne ducem să facem o emisiune undeva în, știu eu, în străinătate, da? Și ne ducem acolo și zicem, domne, ne trebuie, noi am venit cu aparatura, cum zic ăștia, venim cu macaralele, dați-ne macaragii, nu? Bun. Ne ducem noi cu nu știu câte camere, cu decoruri, cu lumini, cu nebunii, cu alea, cu alea, cu alea, dați-ne meseriași, că noi n-am venit cu oamenii. Ne vom înțelege, vom face noi echipă cu oamenii ăia, vom reuși să facem treabă? Asta e întrebarea. O echipă e greu de construit. Cu siguranță. Pe de altă parte, încă o dată spun, s-a tot vorbit de situația aceasta, să dăm de lucru și oamenilor din Gorj. Și iată, când le dăm de lucru, avem surpriza să n-avem cui să dăm. Corect. Pe de o parte, spuneam, este lipsa de specialiști, că există chestia asta, este tot mai evidentă pe multe meserii, nu numai cea de macaragiu. Pe de altă parte, gorjenii noștri s-au obișnuit, și mă refeream la cei de până în 40 de ani, vor salarii foarte mari și muncă necalificată. Și mai vor ceva la facultate? Asta e altă... Mai vor macaragiu. Da, asta e prima problemă. Vor facultate problemă, și atât. Mai avem o problemă și pot. Și... Asta e problema. Nu numai că vor facultate și pot. Pentru că facultățile, multe dintre ele, dragi spectatori, că când dați dreptate, s-au transformat în niște afaceri. Da, cred că acum e mai greu pentru ei că nu mai ia bacalaureatul și deci e mai greu să mai termină facultatea. Dar de ce că primesc facultățile acum și fără bacalaureat? Nu e așa, deci până la final, deci chiar dacă îi primesc, trebuie să aibă, și e vorba de acele post-liceale, mai primesc, deci universitățile nu mai primesc. S-a încercat acum câțiva ani, a fost o idee a fostului ministru Ecaterina Andronescu, care n-a întrunit, să spunem, cum era și firesc, n-a întrunit aprecierea. Și însă, atunci ajungem însă la... Însă problema e și la tineri. Tinerii mai au o altă problemă. Specializați cum sunt ei, pe la Târgu Jiu, pe la diverse universități, mai mult sau mai puțin sau de pe stat. La licee de mecatronică. Da, sau specializări. Întrebi, ce-ai terminat mecatronică și ce e aia? Da, bun. În și 4 ei vor... ani ei nu știu ce e, da, mecatronică. Nu, tinerii respectivi vor ca la momentul când intră într-un sistem, indiferent unde se duc, vor salarii foarte mari. Și muncă puțină. Toți am trecut prin diverse domenii când la început pleci cu un salariu mai mic, e normal, ești începător. Ei vor să plece din prima cu salarii foarte mari. Dacă nu se ivesc, asta mai bine, rămânem tot pe banii părinților și ăsta încă câțiva ani. Și după aceea, eventual mai pleacă afară sau cine știe ce se mai întâmplă. Deci există și această problemă și ar trebui analizată foarte bine. Cred că aici este și o carență, cum vorbeam, a liceelor în special, nu mai vorbesc de universități, că și aici e și mai mare problema. Adică trebuie să înțeleagă și acei tineri sau părinții să le explice. Păi și eu am trecut la rândul meu, am plecat într-un domeniu de la un salariu minim. A, că pot să crezi, mai ales dacă am o calificare și la un moment dat în firma respectivă sau la... Nici dacă pleci la stat pe diverse domenii, e același lucru, pleci de la un salariu mai mic și treci în timp. Da? Da, și un alt exemplu e acela că, de exemplu, noi am participat la un târg de joburi ca societate, pentru că tot așa nu găseam un om pe tehnic și am avut surpriza din toată mulțimea aia de firme care căuta oameni să-i angajeze și puținii angajați, adică potențiali angajați care au venit, adică aproape că să fie firmele cât numărul participanților șomeri la târgul de joburi. Lângă noi era o fabrică ce căuta, nu știu, ceva mecanic sau ceva, o meserie. Și treceau oamenii, se uitau că scria pe ce cauți, scria pe acolo. Treceau și nimeni nu se oprea la ei. La noi s-au mai oprit câțiva, din aia câțiva au venit doi și din aia doi, unul a zis că nu îi se pare, vrea ceva mai practic, de parcă tehnic într-o televiziune nu-i ceva practic. Iar al doilea s-a speriat după prima zi de muncă, când a văzut câtă responsabilitate e și a spus că nu mai poate veni. Ok, dar vreau să zic, la acel târg de joburi, toată lumea căuta, nu știu ce căuta, toți acei candidați, acei oameni căutători de locuri de muncă.
Acei șomeri care spun, poate, domne, nu am, am unde lucra. Poate căutau, ori fi fost și postul de director, de șef de echipe, de mai știu ce, deci le căutau pe acelea, de aia nu se vreau. Alea le căutau. Da. Erau cam tine, nu cred că aveau experiență pentru așa ceva. Da, dar șef vor să fie, nu e nicio problemă. E așa? Da. Dar pentru asta ar fi trebuit să-și facă compania lor și n-ar mai fi o problemă. Nu încearcă chestia asta. Nu, cred că deocată, cu toate că sunt oameni serioși și îngoși care nu-și găsesc un loc de muncă pe măsura calificării, sunt și de aceștia, mai puțin, tratăm în continuare, nu ne-a ajuns îngoși, cel puțin, nu ne-a ajuns cuțitul la os ca să ne căutăm și locuri de muncă cu adevărat. Pentru că în momentul când cauți loc de muncă și, iată, acestea apar, faci și ce nu-ți place. Dacă te duci necalificat pe șantier și tot găsești un loc de muncă, dacă chiar ai nevoie. Dacă te poți descurca, atunci nu găsești și zici, bă, o să mai vină alte vremuri, care nu vor fi mai bune decât acestea, nici cel puțin în următorii ani, după cum se vede. A, mai există o sursă de venit. Pensionarii dau bani la nepoți. Da, păi am spus foarte asta mai devreme. Foarte mulți trăiesc din banii bunicilor. Am spus, din banii părinților sau bunicilor, am spus asta. Da, dar vreau să zic că ei încurajează asta la rândul lor, pensionarii. Adică lasă tată, nu te duce tu la munca aia. Nu să te duci tu acolo. Lasă că ne descurcăm. Pentru că dacă el a zice, nu, eu mă duc mă duc să mă plimb. Tu du-te și muncește. Și nu i-ar da banii ăia, pensia lui, ar fi nevoit să muncească. Da, dar uite, deocamdată încă se poate îngoși trăi și fără, și la cei 80 și ceva de mii de pensionari, unii dintre ei cu pensii rezonabile, încă se poate. Încă se poate să se trăiască, să spunem așa, să supraviețuiască din aceste pensii, fără să fie nevoie de a onora aceste locuri de muncă. Problema care se pune este alta. Cum să se redreseze gorșul economic sau cum să facem și altceva decât ce mai e prin fostul CEO? Actualul CEO. Da. Doamne, ferește, da, bătem în lemn, dar nu tare, că s-a de microfon. Problema e alta. Dacă ei vin la Târgu Jiu, pe lângă faptul că vin pe aceste drumuri, n-avem aeroport, n-avem nimic altceva ca să... Te mai trezești și de situația că n-ai nici muncitori. Pentru că firma din Arad, care a încercat să facă aici investiția, de asta a plecat din cauza lipsei de muncitori. Ăsta a fost motivul principal, nu altul. Au mai vrut să vină și sunt în continuare în negocieri cu primăria și la Târgu Jiu și în zona Rovinar, din câte știu, chiar și în zona Motru se arătau firme interesate, dar se izbesc de aceeași problemă, că nu se arată foarte interesați tinerii de a găsi aceste munci. Ba din contră, mi-a explicat cineva de la o firmă mare de un supermarket mare, care s-a deschis la Târgu Jiu și îmi spunea că au avut probleme, deci dacă în alte orașe, când deschid un asemenea magazin, sunt și 7-8 candidați pe un loc, la Târgu Jiu au așteptat câteva zile să completeze măcar cu un om pe loc. Și aceia foarte slab pregătiți față de alte orașe. Deci e o mare problemă și din această perspectivă. Da, suntem la finalul emisiunii. Concluzia este că gorjenii nu prea vor să muncească. Din nefericire, așa pare. Locurile de muncă sunt cu salarii mici, într-adevăr, dar să mergi pe principiu decât cu salariul minim, mai bine stau acasă, nu mi se pare corect. Da, și poți să încerci cu asta și la un moment dat găsești altceva dacă tot... Da, te mai specializezi între timp, te mai rodezi, da, mai înveți meserie. Dragi gorjenii, haideți la muncă, părerea mea. Poate greșim noi, poate suntem nebuni, dar... E prea multă lume care nu muncește și prea puțini oameni la târgurile de joburi care caută locuri de muncă. Și iată, lucrări care nu le putem face pentru că nu există nici măcar necalificați. Da, din nefericire, nici măcar necalificați nu sunt doritori de muncă. Și sunt destui. Mai vorbim, dragi respectatori, pe alte teme săptămâna viitoare. Eu vă spun la revedere, vă las cu colegul meu Cornel Șomâcu la Panoramic.